Salutare și bine ați venit la un nou episod despre IT News. Și voi începe cu cea mai importantă știre, o știre despre care a citit toată lumea, cum că Microsoft va cumpăra firma Activision Blizzard, o firmă mare de jocuri, pentru că Microsoft se pregătește să intre în lumea metavers și au nevoie de mai multe jocuri. Nu că au nevoie de mai multe jocuri, au nevoie de experiență. Pentru că firma Blizzard a făcut niște jocuri foarte bune care se aseamănă foarte mult cu metaversul. Bun. Următoarea știre este despre Huawei. Huawei o să introducă o opțiune contactless prin NFC pentru toate cardurile, pentru că a făcut un contract sau o înțelegere cu CurvePay, o aplicație în care se pot pune foarte multe carduri. Și astfel se poate plăti prin NFC pe telefoanele Huawei cu orice card. Și a treia știre pentru acest episod vine tot din China. Producătorul auto chinez Geely va achiziționa firma de smartphone Meizu. Vrea să intre pe piața de smartphone. Se pare că și o să cumpere pe Meizu, pentru că nu este o firmă foarte mare și nu trebuie să plătească așa mulți bani. Vă mulțumesc pentru vizionarea acestui clip și vă aștept săptămâna viitoare la un nou episod. Mulțumesc!